Și ne-am reîntors, domnișoarelor și doamnelor, domnilor, la dialogurile lui Harman, bineînțeles al dumneavoastră, H.D. Harman, alături în această seară de invitatul nostru special și cu o mare onoare. Îl reprimim la a doua oră de emisiune pe primul ministru, profesor universitar, dr. Adrian Năstase. Domnule prim-ministru, ne reîntoarcem la dialogul despre droguri, o să îl închidem, dar și trecem după aceea la politică externă, unde, bineînțeles, mi-e și frică să vă întreb, pentru că sunteți un expert redutabil, dar o să încerc să fiu cât de cât la nivelul dumneavoastră, dar la droguri. Avem o criză a drogurilor, este foarte clar. Ați fost prim-ministru, ați fost om politic, ați condus România. Ați cunoscut etape diferite de dezvoltare a acestui flagel. N-ar trebui totuși să introducem condamnări automate pentru trafic, pentru consum și trafic, cum este în SUA, cum e în Franța, cum e în Germania, cum este... N-ar trebui totuși să mărim numărul de ani, n-ar trebui totuși să avem programe obligatorii de recuperare pentru consumatori, nu te duci la recuperare, nu ai dreptul să faci aia. Asta este în tot Occidentul, în toate țările unde există o piață a consumatorului. Noi am considerat că suntem foarte mult în urma Occidentului. În acest domeniu. Noi suntem în urma Occidentului, dar în acest domeniu se pare că suntem în fața lor în acest moment. Dar între timp am recuperat. Da, am recuperat. Călătoriile în Occident, multe dintre lucrurile, piața de desfacere până la urmă pentru droguri, pentru că Europa de răsărit a devenit nu numai pentru mașini second hand, dar și pentru droguri, inclusiv droguri second hand, o piață foarte interesantă. Noi n-am reușit să ne apărăm prin măsuri foarte ferme, pe care celelalte țări le-au luat. Deci nu avem de inventat mare lucru aici. Deci... Și ce ne spunea într-o emisiune mie și lui Sarmize Andronic, generalul Abraham. Este cel pe care, cu care am lucrat, pe el l-am pus prima dată. Da, și ne povestea că la departamentul antidrog, din instituția centrală, sunt doar 17 procurori antidrog. Păi iertați-mă, în Italia, în Franța, în Germania, în tot Occidentul, în Statele Unite, există poliția antidrog, există trupe speciale antidrog, există procurori specializați antidrog, există judecători, sunt curțile speciale antidrog. Atunci când un anumit fenomen infracțional se dezvoltă, noi de ce nu avem așa ceva? Inevitabil trebuie să vii cu măsuri instituționale, legislative, educative, educaționale, mai bine spus. Deci, eu cred că trebuie făcute lucrurile astea și cred că se vor face în perioada următoare, pentru că șocul a fost foarte mare legat de accidentul de la 2 mai și presa a avut un rol important. Din acest motiv, eu cred că măsurile se vor lua. Am văzut și discuții legate de școli. Cred că este absolut necesar. Nu, dar trebuie duritate. Nu mai trebuie lugu și la. Domnule prim-ministru, trebuie duritate. Cel care îți vinde droguri trebuie să știe că se duce 15 ani. Cel care consumă trebuie să știe că n-are voie să intre la facultate dacă n-a trecut prin programul de recuperare și reeducare. În ceea ce mă privește, aceste lucruri... deci, dacă o să vă uitați, eu am avut curiozitatea să mă uit pe prima strategie antidrog din 2003, pe care am creat-o atunci. Este o hotărâre de guvern de la începutul anului 2003. Da. Cu toate aceste măsuri, sau în orice caz, acum mare, 20 de ani. Acum 20 de ani. Deci eu cred că, în definitiv, lipsa de consistență a noastră, ne mutăm de la o problemă la alta. Am avut o lungă perioadă de timp, singura problemă din România a fost corupția. Da, lupta anticorupție, războiul cu român-o-român, denumit lupta anticorupție, așa este. Am părăsit multe dintre temele care acum se răzbună, pentru că ele între timp... S-au dezvoltat, s-au cangrenizat, au făcut cangrenă. Acum este foarte greu să revenim și să găsim soluții... Pentru că pe lângă droguri noi avem alcoolul la volan. Nu avem drame adevărate, da? Amintiți-vă la Iași o echipă de muncitori într-o noapte spulberată de o șoferiță care beată mangă, ca să folosim limbajul românesc, nu? Să nu ne ascundem după cuvinte. Bineînțeles, a fost drama de la Crevedia, care a ocupat spațiul mediatic, dar noi după 2 mai am avut Alba, am avut accidentul de la Alba, la fel, conducător sub influența drogurilor. Deci, noi începem să avem un fenomen extrem de periculos, de cangrenă socială. Poate și carnetul acordat de conducere acordat prea repede și mai ales pentru tineri, fără ca ei să fie obligați o perioadă de timp să conducă având în mașină
pe cineva. Pe cineva. Cum este în Occident, da. Un an de zile nu exact. Au voie să conducă singuri da. Mașina. Trebuie să aibă pe cineva matur, deci, cu experiență. Nu inventăm apa caldă. Deci ar trebui pur și simplu să preluăm unele dintre lecțiile care în Occident... Pentru că și în Occident au trecut prin același fenomen. Exact. Prin același fenomen da. Dureros și au înțeles că fără măsuri dure și reale, acest fenomen scapă de sub control. Da. Mai ales că am pierdut momentele în care puteam să... Nu, noi ne băgam prin ministri în pușcărie și Băsescu își punea amantele ministru. O să fiu criticat pentru această frază, dar eu n-am suportat niciodată Carol II să-și, cu camarila lui și cu Elena Lupescu, n-am suportat nici camarila lui Băsescu și amantelor sale ministru. Domnule prim-ministru, ne îndreptăm acum spre, și vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră directe, ne îndreptăm spre politică externă. Și doar câteva idei, le știți deja, summitul al 15-lea, de altfel, de la Johannesburg, Africa de Sud, al BRICS, foarte cunoscut, au fost prezente cele 5 țări membre ale BRICS. Avem câteva imagini, colegii mei din tehnic poate încep să le dea. Singurul șef de stat care nu a participat a fost șeful Rusiei, Putin, aflat sub autoritatea unui mandat internațional de arestare, dar a fost Lavrov, ministrul de externe al Rusiei. Vedem aici poza celor 5. BRICS-ul, prima întrebare, hotărăște din ianuarie, ca din ianuarie 2024, încă șase țări. Prima pe care o anunță este Argentina, numai că sunt doi candidați la președinție în turul 2 în Argentina. Apropo, alegerile sunt acum mâine și poimine, și amândoi au anunțat că ei nu vor accepta, dacă ajung președinte, unul dintre ei va ajunge, un ultraliberal, un neoliberal, un libertarian, de fapt, o mascaradă de un politic, care spunea că el nu va face comerț cu comuniștii, dând exemplu Chinei, condusă de un partid comunist, dar dă și exemplu Braziliei. Domnul prim-ministru, dacă Brazilia e comunistă, eu sunt papă la Roma astăzi, iar eu șansă să fiu papă am, să știți, și datorită datului meu genetic, dar Brazilia numai comunistă nu este. Dar mă întorc. L-am cunoscut pe actualul președinte. Da? Da, așa. În mandatul anterior, da. Simplu, foarte simplu. Cred că a fost în 2003? 2004. Da, 2003, 2004, da. Cam așa. Da, era primului mandat, dacă nu mă înșel. Da. Era în primului mandat. Domnule prim-ministru, este BRICS o organizație care se va dezvolta împotriva SUA sau complementar cu SUA? BRICS? Da, BRICS. BRICS, organizația în sine. Nu, este o instalație anti-occidentală, anti-americană. Este în mare măsură o poveste pe care au inventat-o Rusia și China la un anumit moment. S-au adăugat, sigur, și celelalte țări. Proiectul a pornit în 2000-2001 da, da. Și încet, încet se extinde ca o formulă alternativă la dominația Occidentului. E adevărat că unele dintre țările care și-au anunțat participarea au o relație specială și cu Statele Unite. Asta spuneam. India. Sau, da. Brazilia. Și Brazilia are o relație specială. Cu toate că ideologic ei sunt uneori îndepărtați din punct de vedere economic, iertați-mă, 60%, dacă nu mă înșel, din exporturile braziliene merg în Statele Unite. Dar, în mare măsură, dincolo de anumite chestiuni, interese conjuncturale sau de perspectivă strategice pentru unele dintre țări, practic, toată această construcție este o construcție pe care, în special China, dar și Rusia, au dorit să o construiască ca o alternativă la puterea dolarului, la puterea dominantă a Statelor Unite, iar acum... În afară de cele 6 țări pe care le-ați adăugat, unele dintre ele radicale, gen Iran. Iran, cum să nu? Da? Sigur că da. Sigur că da. Deci, ar fi, haideți să le și nominalizăm, pentru că este foarte important. Este Argentina, este Iranul. Dumnezeule mare, unde sunt? Că le aveam. Le aveți dumneavoastră, domnule prim-ministru, să mă ajutați. Da. Pentru că am...
Se pare că nu am hârtia pe care am... Argentina, Egipt, da, așa. Etiopia, exact, Etiopia, Iran, da. Arabia Saudită, Arabia Saudită, da, și da, Emiratele Arabe Unite. Și trebuie să vedem că Egiptul și Etiopia, deși se vor afla într-un conflict fundamental datorită celebrei construcții pe Nil, din Etiopia, care sunt cele mai mari construcții hidrotehnice de pe Nil. Egiptul consideră că îi se va lua din apa Nilului. Faptul că BRICS-ul își asume un viitor astfel de conflict, aducând cele două țări, introducând cele două țări, pentru că introduc și conflictul, ne spune altceva, că este un model nou de dialog în care, chiar dacă două țări sunt în conflict, într-un potențial conflict, pentru apa de pe Nil, să știți că Egiptul va face război și vă dau un scris și poate rămâne în istoria video. Pentru apa de pe Nil, Egiptul va face război, să fim foarte clari. Este sângele lor, este singura lor șansă de pe vremea faraonilor. Deci, faptul că BRICS-ul aduce două țări cu un potențial exploziv de conflict, mie îmi spune că nu vor accepta modelul de tip NATO, UE, etc. Se va încerca o formulă... Nu vor introduce un articol 5. Exact. Nu va fi 5, o organizație de securitate, ci este o organizație care deocamdată discută eventualitatea unei monede alternative, în așa fel încât să scape de dominația monedei americane în comerțul dintre ele. Deci fiecare dintre aceste țări are propriile sale interese. E vorba de un evantai de interese. Și există suprapunere de interese doar pe o parte dintre ele. Așa încât dacă luăm cele 11 țări pe care... Din ianuarie 2024, da. Și mai sunt încă vreo 20 care așteaptă. Da, care așteaptă, da. Deci, da. Practic, toate aceste țări, în mare măsură, au poartă cumva speranța unor soluții în care eventuale investiții și o lipsă de constrângere pe care până acum au suferit-o din partea Fondului Monetar, din partea Băncii Mondiale. Deci se existe diverse sancțiuni economice, pentru că să nu uităm, țările din BRICS se cam află sub sancțiuni economice americane, europene, etc. Da. Și de aici dorința până la urmă de a construi această structură, iar pentru China, în mod evident, este vorba de un instrument mai larg de influență, de... Sigur că da, de multiplicarea puterii sale internaționale, fără discuții. Până la urmă, China singură echivalează cu... Ne vom ocupa de China într-un subiect special în această emisiune. Deci BRICS-ul, m-am uitat pe câteva dintre articole, foarte mulți încearcă să spună că până la urmă nu e o chestiune foarte serioasă, că este o chestiune aici care... Aici v-am să ajung, domnule prim-ministru. L-am avut pe ambasadorul Lisicioia Budura, un expert în zonă, a fost un ambasador al României în China, a fost în Corea de Sud, a fost ambasadorul Uniunii Europene în Japonia, a fost directorul general al spațiului Asia în serviciul diplomatic european, în serviciul de acțiune diplomatică. Acesta ne explica în emisiune o nuanță foarte interesantă. BRICS întotdeauna a fost văzut ca o organizație a frustraților. Și n-a fost băgat în seamă. Până când, acum câțiva ani, India, Rusia și China au realizat că BRICS-ul poate să devină un liant pe vechile principii ale politicii de nealiniere. Să ne amintim, sunteți un expert în politică internațională și în istoria politicii internaționale. Global South, în primul rând. Da, nealinierii în acea vreme nu cuprindea numai sudul-sud, sudul mare, sudul global, cum mi se spune astăzi. Oricum, dar Rusia nu este în sud. Nu este, absolut. Dar să ne amintim că erau cele trei mari puteri diplomatice care se luptau. Era India, era România și era Iugoslavia al mareșalului Tito. Deci, era formula neutri și nealiniați. Neutri și nealiniați, pentru că, dacă ne amintim foarte clar, mareșalul Tito era mai mult neutru decât nealiniat și el dorea impunerea prin sprijinul african, să ne amintim de Egipt, să ne amintim în acel moment de Libia, care îl sprijinea pe mareșalul Tito pentru a contrabalansa influența nealiniaților conduși de către Indira Gandhi, de către clanul Gandhi din India. Și l-au lăsat pe Nicolae Ceaușescu să urce și el câteva trepte pentru a crea un spațiu de dialog și pentru a permite Statelor Unite, prin România comunistă, să discute și la acea masă, fără ca să fie prezentă. Bun. Și
Repet și revin, ambasadorul Sticioa, excelentă analiză, ne spunea, zice, folosind anumite elemente din cele două, nealiniat și neutral, Rusia, India și China au spus BRICS-ul poate să devină un instrument foarte interesant, nu pentru a ataca SUA, ci pentru a balansa, ci pentru a contrabalansa dominația care uneori devine nefericită a Europei Occidentale și SUA împreună. Cum îl vedeți dumneavoastră? Bun, este o formulă, formula Leopard. Este, da, este formula Leopard. Pentru că până la urmă... petelor de pe... De da, pe în definitiv, formula... deci, varianta nealiniaților presupunea nealinierea la cele două ideologii și cele două sovietică sisteme. Sovietică și... capitalistă și socialistă. Acum ai în interiorul aceleași formule mai multe forme, nenumărate ideologii. Da. Deci, practic, ideea este că în momentul în care merg împreună, oamenii ăștia nu se îmbracă în costumele naționale. Merg... Foarte interesant. Merg, da. Deci, cei care s-au dus la BRICS nu și-au pus costumele naționale. Da, pentru că, în afară de indieni care... Da, da. Dar, practic... Modi s-a dus îmbrăcat. Dar, ceea ce este important, în ceea ce privește neutralitatea, în mod evident... Nu putem vorbi de neutralitate nici pentru China, nici pentru Rusia, nici pentru celelalte țări. Deci sunt formule, până la urmă, e o chestiune de putere. Dacă discutăm despre polaritatea, de sistemele de putere, de modelul global al puterii, observăm că, de fapt, Rusia, nemai fiind o putere globală, a simțit nevoia să-și adauge parteneri, nu aliați, parteneri. China, de asemenea. Și s-a creat o structură... Ați spus parteneri și nu aliați. Este ceea ce China a transmis de vreo 2 ani că... În legătură cu Rusia. În legătură cu Rusia. Ei nu sunt aliați cum suntem noi în Statele Unite, exact. Cum suntem noi în NATO. Ei exact. Sunt parteneri ai Rusiei. Exact. De asta am și... Deci nu avem un articol 5 în această înțelegere ruso-chineză. Deci este un conglomerat, BRICS-ul este un conglomerat. Este un fel de bulgăre care se rostogolește și crește, dar înăuntru nu e foarte clar ce există în momentul de față. Nu există o coerență extraordinară, există doar voința de a se raporta negativ la puterea dominantă. Deci, la este o frustrare hegemon. Sau este o frustrare care dintr-o dată se transformă într-o politică coerentă și conștientă sau este doar o frustrare pe care odată la 10 ani o arătăm? Este o frustrare. Și cred că ea este determinată în primul rând de faptul că, în sfârșit, China nu a putut să devină un contrabalans direct vizibil pentru Statele Unite în momentul de față, deși este a doua putere economică economica în lumii, momentul da. De față. Da. India va deveni probabil a treia putere a lumii, dar are deja o anumită structură. Și Rusia a pierdut, este un fel de cauciuc care s-a desumflat da. Și care a ajuns la nivelul de putere europeană și aici deja are da, probleme. Și Rusia mai mult decât atâta, eu am explicat la un moment dat într-o conferință internațională și la următoarea conferință adunată pe 12 septembrie, o să explic și încă o dată la Fundația Europeană Titulescu. Vă mulțumesc pentru invitație, apropo. Eu mulțumesc. Rusia... Noi avem impresia acum că Rusia bate măr Ucraina și este adevărat, este o superioritate și militară și tehnică, dar în câteva decenii doar vom vedea că de fapt Rusia a pierdut prin acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Pentru că raportat la partenerii săi majori, China și India, cei doi nu vor să aibă totuși un partener care să sară dintr-o dată, oricând, pentru un război. Da, este evident. China... Și în timp, Rusia va plăti această agresiune printr-o stare de neîncredere sau de să spunem ea, așa. Ea există pentru că, practic, China a avut cu Rusia inclusiv conflicte de frontieră, de teritorii. Da. Ele au fost înghețate. Cred că ultimul acord care a dus la înghețarea acestor chestiuni și rezolvarea lor, să spunem, din 2005, poate, sper că nu mă înșel, dar conflictele ca atare... au existat și vor continua să existe, inclusiv pentru rațiuni demografice.
Pe de altă parte, China are probleme teritoriale cu India. Deci, și cam dincolo... cu toate țările din jur, să fim serioși, că și Filipinele și, sunt zone... Foarte interesant, noua hartă a Chinei. Da, am văzut-o, apărut acum 3 zile și ce scandal internațional și regional a ieșit cu noua... Deci o hartă China care își fixează ca teritorii proprii... Părți ale zone, altor state. Da. Și este un scandal teribil, inclusiv proteste diplomatice. India, da. Deci vor fi niște probleme deosebite, așa încât BRICS-ul, asta spun încă o dată, este un bulgăre în care s-au aglutinat, s-au strâns diverse frustrări, diverse forțe, nu sunt încă extrem de coerente. De asta, la Johannesburg, ei au vrut doar să marcheze prezența lor în această formulă, lărgirea acestei zone, pentru că, practic, înseamnă o dublare a numărului de membri și populație, și resurse economice și spațiu. Și, practic, noua formulă BRICS este, din punctul de vedere al produsului intern brut, acoperă mai mult decât grupul celor 7. Așa este. În acest moment vorbim de 32% din PIB-ul mondial, adică vorbim de peste 30 de trilioane de dolari, ceea ce ne arată o forță totuși economică. Este o forță, cel puțin din punct de vedere economic, dacă nu militar și strategic, s-a creat o contrapondere pentru blocul țărilor dezvoltate. Sunteți un analist foarte fin. Trebuie să știți, oameni buni, primul ministru Adrian Năstase este membru al grupului de reflexie Shanghai. Shanghai este unul din cele 4 grupuri din lume care adună experți de talia domnului profesor Adrian Năstase. Eu am avut și am marea onoare să fac parte atât dintr-un grup de reflexie adiacent grupului Shanghai, dar sunt și membru al Chatham House de foarte mulți ani și sunt privilegiat să am acces la analizele pe care Adrian Năstase le face în străinătate. Din nefericire, în România lumea nu îi le citește pentru că noi am trăit drama decăderii războiului român-român. Domnule prim-ministru, într-una din analizele dumneavoastră ați folosit o paralelă și ați spus în dezvoltarea BRICS, în dezvoltarea unui astfel de organizații ca BRICS, n-ați dat exemplu BRICS, dar toată lumea știa la ce vă referiți, trebuie totuși să existe un element coagulant. Și elementul coagulant ține de autoritate. Toată lumea vede în China un lider al BRICS, un potențial lider al BRICS care să dea atât direcție cât și coagulare viitoarelor proiecte ale organizației. Întrebarea mea este, domnule prim-ministru, cât va mai dura toleranța în interiorul BRICS? Pentru că și G7-le când a început, în comunitatea cărbunelui, Comunitatea Europeană a Cărbunelui, și Oțelului, a existat o toleranță pentru interesele naționale ale Germaniei și Franței și apoi ale statelor care s-au atașat embrionului organizațional european care se va fi transformat după aceea în Uniunea Europeană. Spuneți-mi, cât va dura această toleranță față de diversele și uneori contundentele interese între țări, pentru că la un moment dat cineva va trebui să spună stop, joc, uite, asta e direcția și trebuie tot să vă supuneți aceste direcții. NATO așa s-a întâmplat, în UE așa s-a întâmplat, nu s-a întâmplat asta în Națiunile Unite și vedem că Națiunile Unite nu au putut să dezvolte o politică mondială coerentă. Deci cineva va trebui să conducă BRICS-ul. Și dumneavoastră vă referați tocmai la această durată a toleranței. Cât va dura această toleranță între membri? Acum câteva zile, în 27 august, deci acum 3-4 zile, a apărut un articol al Lordului Jim O'Neill, în un paper în cadrul Chatham House. Da, într-un white paper. White paper. Și titlul era... Does an expanded BRICS mean anything? Da. Extinderea BRICS înseamnă ceva? Un BRICS extins înseamnă ce? Are o anumită semnificație? Da. Există ceva? Și Jim O'Neill este cel care în 2001 a dat denumirea de BRICS. El este ceva de BRICS. BRICS întâi a fost BRI, a fost BRICS și apoi S-ul s-a adăugat mult mai târziu. Africa de Sud. Africa de Sud. Și practic el
în esență, spune că în condițiile conflictelor potențiale despre care am vorbit, inclusiv între China și India. Acolo e important, pentru că avem exact. Iar vă întrerup, avem China-India, China-Rusia. Da. Noi avem cea mai lungă, avem Himalaya pe India și avem cea mai lungă frontieră din lume între două state, China-Rusia. Deci, în condițiile astea, spunea Jim O'Neill, după părerea lui, practic, BRICS-ul nu înseamnă mare lucru. Este mai curând un vas Potemkin, este o formulă... Este un fenomen de Potemkin, până la urmă, de a arăta o anumită opoziție față de, dominația americană. Da. Dar este Dar să știți că a arăta opoziția față de ceva fără să ai substanța opoziției. Din punct de vedere economic, China și India, dacă la un moment dat vor hotărâ împreună cu Rusia și alte țări să creeze o monedă paralelă, vor afecta interesele economice americane, care a trăit o lungă perioadă de timp pe tipărirea de... Ca să aduc substanță declarației dumneavoastră, pentru că este foarte importantă, din sursele braziliene, n-au dat-o nici China, nici India, n-a dat-o nimeni, această nouă monedă doresc să o numească R5, după cei 5 membri fondatori ai BRICS. R5-ul va avea o formulă matematică similară cu calcularea euro, cu calcularea valorii euro, dar va fi o monedă de resursă, pe când euro este o monedă de produs industrial, nu este de resursă. Deci foarte mare atenție că ei nu vor intra totuși într-un conflict neapărat comercial cu influența americană. Vreau să menționez doar câteva titluri apropo de BRICS din ultimile zile. Ce este moneda BRICS și dacă dolarul american are probleme? Este o analiză Reuters. Nu mai intru în detalii. Expansiunea BRICS nu este un triumf pentru China. Este un articol din Foreign Affairs. Și un alt articol din Al Jazeera de data asta. Expansiunea BRICS, o semnalare pentru Statele Unite, deci, dar nu un nou război rece. Apropo de ce discutam despre. Nu intru acum în... Da, domnule prim-ministru, ca prim-ministru ați negociat cu Asia, ați fost în China, Dumnezeu să-l ierte, socrul dumneavoastră face parte din generația constructoare de relații cu China, din mari fondatori ai relației fundamentale cu China, pe care tot felul de pișichier ca domnul Popescu de la Liberal încearcă să o distrugă de 10 ani. Sper să nu reușească, mă rog lui Dumnezeu să nu reușească. Ar fi foarte păcat, absolut foarte păcat. Am reușit distrugerea relației cu India, cu Bangladesh. Bangladeshul, de altfel, eu am cunoscut ambasadorul care a participat la construcția independenței Bangladeshului, ambasadorul român care a participat efectiv cu ajutoare, cu tot pentru Bangladesh. Deci noi aveam acolo și sper să mai avem încă resursele de a construi niște relații uluitoare. Dispare elitele din vremea aceea. Da, dar de aceea vorbeam de socrul dumneavoastră, pentru că a făcut parte Angelo Niculescu, a făcut parte, îmi venea să-i spun Niculescu și de aceea... E o tentație, nu știu de ce. Da. Am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc când eram foarte tânăr. Angelo Niculescu era antrenor de fotbal. Așa, exact, da. Nu, dar am avut onoarea să-l cunosc în tinerețe, l-am văzut o singură dată în viață și știu că m-a impresionat personalitatea dânsului, dar vorbesc de, repet, socul dumneavoastră a fost unul din fondatorii acelei relații. Sunteți expert. Și dacă mâine avem un conflict fundamental pe linia Himalaya între China și India, dispare BRICS-ul? Își pierde esența? Îngheață. Deci, practic, BRICS-ul deocamdată este o formulă neinstituționalizată. Vă aduceți aminte de Conferința de Securitate și Cooperare în Europa? Da, OSCE-ul. CSCE-ul.
A, CSC-ul, CSC-ul, da, 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 da. Ulterior a devenit OSC. Ulterior, da. În momentul în care s-a instituționalizat. Deocamdată, probabil că au un secretariat, ceva de genul ăsta, dar nu este încă o organizație propriu-zisă. Și vom vedea dacă lucrurile vor merge în această direcție. Deci este vorba de o structură de conexiune politică, da, și cu finalități economice, dar vom vedea în ce măsură ea va rezista acestor tensiuni interne despre care am vorbit. Pentru că avem radicalismul, de exemplu, avem radicalismul iranian. Să merte Dumnezeu. Atâta timp cât Iranul nu-și scoate din Constituție necesarul distrugerii statului Israel, eu nu văd niciun stat în BRICS care să accepte o relație mai adâncă economic, vorbesc, mult mai adâncită economic cu Iranul. Iranul are în Constituția sa înscris distrugerea unui stat ca obiectiv constituțional. Ceea ce este inacceptabil, să fim foarte clari, în lumea modernă și în lumea de astăzi. Atâta timp cât Rusia nu își rezolvă diferendul care nu este numai acum cu Ucraina, este cu Europa. Rusia face un pivot care este foarte, atenție, este foarte periculos. Petru cel Mare face pivotul european, se întoarce spre Europa din Asia, Putin face pivotul asiatic, da? Și se întoarce cu spatele la Europa și se uită spre Asia. Atâta timp cât acest diferend între Moscova și puterile europene și Europa în sine nu se rezolvă, eu nu cred că cineva din această lume enormă a BRICS-ului, exact cum a spus dumneavoastră, majoritar demografic, în acest moment G20, G7 le-a devenit minoritar și demografic, nu numai economic, etc. Sigur. Eu nu cred că cineva și-ar dori să aibă o Rusie care este foarte, să spunem, happy trigger, da? Să apese imediat să pună mâna pe pistol. Vedeți BRICS-ul că se poate dezvolta într-o organizație de tip în care să-și construiască de fapt instituțiile? Ambasadorul Isticioaia spunea că următorul an vom vedea BRICS-ul că dispare din punct de vedere imagologic, atenție, din punct de vedere al imaginii, pentru a-și construi instituțiile. Vedeți BRICS-ul să-și construiască instituții atât de severe cum este FMI, cum e Banca Mondială, atât de dictatoriale cum este Consiliul Europei, care impune statelor membre ale Uniunii Europene politici. Vedeți acest lucru, BRICS-ul capabil să facă așa ceva? Fază, eu cred că vor face un fel de CRE. La sistemul comunist? CRE? La casa de ajutor reciproc? Da. În sensul că vor face... O, Doamne! Nu sunteți primul care mi-o spune. Deci vor face depozite cu monedă națională și vor fi, până la urmă, vor încerca să-și asigure stabilitate financiară și monetară, într-un fel pe un model primitiv al femeiului. Al femeiului, primul model. Deci, și vor face, cum făceam noi, puneam bani lună de lună, exact, și ne venea rândul... Da. Da? Așa vor face, deci, sistemul cred, ăsta? Cred că va fi un sistem din ăsta primitiv într-o primă fază. Într-o primă fază, vom vedea în ce măsură... Dar cineva va trebui să-și asume autoritatea, domnule prim-ministru. Bun, practic. Eu nu văd China, eu văd India, o să râdeți. Mie mi-e frică de o Indie care să-și asume în BRICS o autoritate care să fie fundamentală. India are datul istoric al URSS-ului. Multinațională, multilingvistică, are o economie foarte puternică, putere nucleară, are un război de eliberare cu Imperiul Britanic. Atenție, are datul URSS-ului să impună unei organizații formate din mai multe state o linie foarte dură. Are foarte multe incendii care au fost stinse pe teritoriul său. Exact. Dar care se pot reaprinde. Da. Da. Deci nu sunt convins că India va avea forța necesară să facă acest lucru. Până nu se va, nu să spun să se pacifice în interior, pentru că deocamdată nu sunt probleme, dar sunt incendii care pot reizbucni. Și practic toată istoria cu Pakistanul, cu Kashmirul, cu Bangladesh, că și acolo să știți că este. Deci sunt în continuare, sunt destul de multe lucruri latente pe zonele respective și nu cred că India se va hazarda să iasă într-o politică externă extrem de activă. Are probleme economice. De tip dominion. Spuneți dumneavoastră, de tip dominion. Deci, așa încât, cred că tot China avea rolul principal. Credeți într-o formulă, este o întrebare exotică. Și mi-au pus-o foarte mulți.
chiar și diplomați mi-au pus-o și din străinătate. Știți că la una din regulile Chatham House este să vină cineva cu un exotism, cu o soluție exotică. Cu un challenger. Challenger pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru. Credeți că este posibil ca G7 să facă propunerea Indiei să intre în G7 și ce va face India? Va intra în G7 și va rămâne în BRICS sau va intra în G7 și va ieși din BRICS? E o întrebare exotică, însă care mie mi-a plăcut la nebunie. Știu, deocamdată cred că formulele acestea G7, G8, cum era la un moment dat, G20, era și Rusia, da. Sunt până la urmă forumuri de discuții. În definitiv, nimic nu împiedică. China, spre exemplu, este într-unul dintre grupurile astea. Este. Și până la urmă, care este semnificația? Unii dintre ei se ceartă pe diferite chestiuni și pe urmă, nu știu, China cu Japonia acum, spre exemplu, pentru că Japonia a dat drumul la apa de răcire, de la... Da, apa contaminată de la Fukushima. Fukushima. Chinezii nu mai cumpără fructe de mare din Japonia, conserve. Și așa mai departe. Sunt tot felul de conflicte de genul acesta. Dar eu aș vrea să adaugăm la discuția despre BRICS și discuția despre Africa. Pentru că, practic, unele dintre țările pe care le-am menționat aici... N-am terminat, un minut, este ultima, vreau să închei această discuție. Bine, dacă avem timp, 12 minute mai avem, nu mă grăbesc. Mai aveam 2 minute pe tema de BRICS și după aceea ne mutam la punctul pe care vi l-am și arătat, Uniunea Europeană și loviturile de stat din Africa, vom discuta, pentru că... Dar ultimul lucru, vorbiți despre capacitatea Chinei. Și am făcut acest challenge, această provocare. Mie, întrebarea mea a plăcut, repet, a fost exotică. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, China are această capacitate și intelectuală și filozofică și istorică, 5.000 de ani potențialul de putere și potențialul. Problema militar, este că nu are marină militară și încă îi mai trebuie 10 ani să-și construiască marina militară. Problema este că Belt and Road, celebrul plan al președintelui Xi, care a reușit în anumite zone, a dat rateuri în Europa. Și aici avem... Și nu numai. Avem și nu numai. Și în Africa. Și în Africa. Problema este că la ora actuală China... Și în Asia, Sri Lanka. China încă nu a stabilizat Belt and Road-ul. Nu l-a stabilizat. Pentru că nu are forța politică. Militară. S-a extins prea mult. O clipă. Știți că și Statele Unite s-au extins prea mult. Numai că Statele Unite, alături de drumurile lor ale mătăsii, drumurile economice, au pus 800 de baze militare în lume. O extindere militară nemai întâlnită în istoria umanității. Niciun imperiu, oricât de mare a fost, n-a avut 800 de baze militare. Statele Unite astăzi au, în afara teritoriului său, aproape 180.000 de soldați împărțiți. Plus tehnică militară. Și romanii au avut. Da, nu 800 de baze. Nu. Și la un moment dat au început să le retragă. Exact. Deci, pe această temă, pe ultima întrebare pe această temă și după aceea ne mutăm în Africa. Spuneți-mi, China nu are această capacitate de a-și stabiliza Belt and Road. În momentul când va avea capacitatea militară, atunci va avea, spun eu, capacitatea de a transforma BRICS-ul într-o organizație monolit, în care membrii vor trebui să se supună decizorilor. Chinezii au trecut de faza bazelor militare. Bazele militare reprezentau o instituție a dominației și a puterii globale în secolul 20. Da. În secolul 21, bazele militare nu mai sunt necesare pentru a domina un anumit teritoriu. Poți să faci lucrul ăsta economic, poți să-l faci prin G5, poți să-l faci prin alte instrumente. China a depășit prin tehnologie. Și în ce fază se află în acest moment? China este deja... Dacă nu ia bazelor militare, cum își va stabiliza culoarele de interes economic? În primul rând, aducerea resurselor și, doi, vinderea produselor. În primul rând, prin faptul că va lua prizoniere 130 de țări cărora le-am împrumutat bani. Deci relația dintre creditori și debitori este una de putere până la urmă. Da, așa este. Uite, la acest lucru nu m-am gândit. Uite, de-aia îmi place să vorbesc cu oameni mai deștepți ca mine. Domnule prim-ministru, sunteți înalt ofițer al Legion d'Honneur. Pe aici cineva v-a luat Ordinul Național, că nu dădea bine geloziei prezidențiale, că se putea primul ministru
Adrian Năstase, mi se pare să este cel mai decorat prim-ministru după Revoluția din 1989, ca să spună lumea că vă periu și vă periez, mi-a scris cineva acum că ce mult v-am lăudat în această emisiune, da, și vă voi lăuda tot timpul. Cum v-am și criticat și toată lumea nu știe dacă ar participa la conferințele noastre la Fundația Titulescu, știe că v-am criticat la dumneavoastră acasă. De fiecare dată. De fiecare dată. Deci nu e niciun fel de... Domnule prim-ministru, sunteți un alt ofițer al Legiunii de Onoare. Ce face Franța cu Africa? Că văd că pe unde s-a dus de la... Deci avem, atenție, avem dezastrul din Africa Centrală de anul trecut, da? Cu lupta împotriva Boko Haram de ultimii ani, și avem o succesiune de lovituri de stat. Ce făcurăm fraților? Că parcă ziceam că suntem prietenoși, că Africa e stabilă. Care-i părerea dumneavoastră, domnule prim-ministru? Și închidem, pentru că mai avem exact 8 minute. Vă aștept opinia despre... Și să știți că nu e o glumă, mă doare. Noi avem, știți că la Bangui avem 4 miniștri care au terminat facultatea, ba la Cluj, ba la București, ba la Târgu Mureș. Omar Bongo și-a trimis unul din nepoți și una din nepoate. Apropo, tatăl lui Ali Bongo astăzi dat jos de către propriul lui general de securitate. Nu mai vorbesc de Niger. Spuneți-mi ce se întâmplă. Și de ce lumea consideră că Franța e de vină aici? Nu numai. Deci, nu, da, așa spun africani. În primul rând, Africa suferă în urma acestor modificări, pentru că, practic, erau zonele ei de influență. Francofone, sigur că da. Dar, practic, acolo s-au amestecat chinezii și mai ales rușii în ultima vreme. Sigur, prin Wagner. Sigur că da. Și nu numai. Deci, chinezii, prin investiții, prin formule economice... Da. Și rușii care, în mod evident, au determinat la unele dintre loviturile militare de acolo, practic, ieșirea în stradă cu steaguri rusești. Deci, și vreau să vă arăt o hartă cu instabilitatea din ceea ce este... Arătați-o la camera. Nu știu dacă se vede foarte bine, poate tehnicienii noștri excepțional ne ajută. Da. Cordonul acesta... Da. Din Africa Centrală. Din Africa, deci practic de la Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, Sudan, deci practic de la un... Dintr-o parte a continentului în cealaltă. Deci practic o zonă de instabilitate... Și de lovituri de stat, care încep cu Mali, pentru că Mali a fost elementul central al destabilizării. Și sigur că francezii suferă, dar aici erau... Miza era și uraniu din Niger, erau... E petrolul din Benin și din Congo și din alte zone. Nu vreau să intru acum neapărat în analize pentru fiecare țări. Este 5 minute mai avem. De ce este Franța acuzată tot timpul? Macron, ați văzut că a și ieșit foarte dur și a spus, da, terminați cu acuzațiile împotriva Franței. De ce este Franța acuzată tot timpul? Bun, Franța pentru că are istoria colonială. Dar și Marea Britanie are, dar și Belgia are, dar și Germania. Asta este zona Franța-Afric. Atenție, asta este zona Franța-Afric. Deci, practic, în mare măsură, francezii au fost cei care... Dar deja s-au amestecat și americanii. Problemele legate de bazele militare, mai ales zona de coastă, Sudanul are deja o importanță absolut deosebită. Și vorbesc de lovituri de stat din ultimii trei ani. Da, din ultimii trei ani. Repet, a început cu Mali. Da. Dezechilibrarea din Mali care a fost și decisivă. Gabonul e puțin mai jos, nu la Mali. Nu, dar nu contează. Dar și Gabonul este al 8-lea producător de petrol din Africa. Atenție, membru al OPEC, 180.000, asta vi le spun din memorie, 180.000 de cum se cheamă, de barili de petrol pe zi extrași, condusă de clanul... Noi am uitat complet Africa. Da. După 1989, timp de 5 ani jumătate, de 55 de ani. Da. Și ignorăm importanța acestor zone, dar este vorba de o nouă etapă. A fost etapa decolonizării în anii 60, apoi o perioadă de coabitare între
fostele puteri coloniale și... Da, și am avut proiectul Trans-Africa lui De Gaulle, care a continuat până pe timpul lui Chirac, corect, practic. Da. Da. Bine, și zona de nord a Africii... Fără discuție, zona libiană după aceea, și după aceea. Au fost, a fost perioada cu primăvara arabă, în care americanii au răscolit toată zona. O greșeală de analiză americană acolo. Da. A fost o greșeală a lui Obama incredibilă. După aceea, interesele militare au început și vânzarea de armament a devenit importantă. Militarii au devenit foarte importanți. Loviturile militare au început să se succeadă, sprijinite de unii sau de alții, pentru că erau, de fapt, vechile războaie prin proxy, prin intermediari. Exact, care au fost duse de toate imperiile foste coloniale în spațiul respectiv. Da. Domnule prim-ministru, ultima întrebare. Bătrânelul de la externe, cum îmi place mie să-i spun, lui Borel, l-ați cunoscut foarte bine pe domnul Borel. De pe vremea când era președintele Parlamentului European. Parlamentului European. Așa. Îmi place mie să-i spun, bătrânelul de la Borel a făcut o vizită acum 3-4 săptămâni, în vacanță s-a dus în Africa, dacă l-ați văzut, dacă ați văzut pozele, era sinistru, era penibil. Maică nu avea pălăria aceea de colonist alb britanic. În rest arăta ca un colonist alb, obosit cu căldură, doamna Borel era obosită, era vai muma lor. Dar ultima întrebare. Domnul Borel a declarat Europa grădină, restul lumii junglă, de acord. Da, acum a scris repede, când a avut loc ultima lovitură de stat din Africa, a scris repede că e o problemă, pentru că noi de acolo ne luăm petrolul. Da, știu, am văzut. Ați văzut? Domnule, incredibil. Prim-ministru, este înaltul reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene. Nu se poate să decazi în acest hal la nivel de declarație. Da, nu-mi vine să cred. Deci, practic, ați făcut așa ceva? Dacă dumneavoastră erați ca prim-ministru, ați fost ministru de externe. El a dat, practic, din casă. Apă la moară. Da, apă la moară teoriilor imperiilor colonialiste. Da. Așa încât, sigur, uneori te ia groape dinainte. Oameni buni, ultimele două minute, o regală în această seară. Domnule prim-ministru, ce va face primul ministru Adrian Năstase? Ce va face în anul electoral? Ultima întrebare este o întrebare secretă pe care n-am scris-o nicăieri. Ce va face Adrian Năstase în anul electoral 2024? Voi fi un spectator angajat. Ce înseamnă spectator angajat? Îmi place această frază, este o frază franceză, apropo, este o frază din 1968, este venită din filozofia Revoluției din 1968. Practic, nemai fiind un jucător pe teren, da, totuși nu pot să nu țin cu unii sau cu alții în bătăliile care vor urma. Rămâneți om de stânga. Un om de stânga și voi încerca să ajut, să dau sfaturi, uneori să scriu cărți. Am 3 sau 4 cărți care urmează să apară în perioada următoare și cu speranța că vom reuși până la urmă să producem, să realizăm, să obținem o nouă generație de lideri care să ducă România mai aproape de standardele de dezvoltare pe care le observăm totuși. Veți dori să vă integrați, să vă reintegrați în proiectul internațional al Băncii de Dezvoltare BRICS? Numele dumneavoastră este pe lista scurtă. Nu știu dacă, nu cred că este foarte important. Sunt invitat să merg în diferite locuri, mai am o invitație apropo de China, să merg din nou să țin niște conferințe în China și în alte părți. Deși, acum, eu nu știu dacă ar trebui să cer voie ambasadorului român la Washington, care a spus că trebuie să limităm totuși, să avem anumite limite în relațiile cu China. Da, domnul Muraru mai are de învățat diplomație. Eu cred că astfel de declarații sunt absolut inadmisibile. Da. Și în orice caz, dar în orice caz înțeleg că organizează o poveste interesantă. Lansarea, pe zi, nu mai știu ce. Da, ceva cu Romanians pay tribute to America. Deci, tradus așa brutal în română, românii plătesc tribut Americii, sună destul de ciudat. Da, sigur, domnule, traducerea de... Domnule prim-ministru, va trebui să închidem. Eu vă mulțumesc în această seară, o regală cu primul ministru, profesorul universitar, doctor
Adrian Năstase. HD Harman, dialogurile lui Harman se întorc vinerea viitoare, se întoarce și Sarmiza Andronic. N-am reușit din nefericire în această seară să o avem pe telefon, este în vacanță în Grecia. Vă spun, sărut mâna domnișoarelor, sărut mâna doamnelor, bună seara domnilor, Doamne ajută, promisiune fermă, vinerea viitoare, Metropola TV, dialogurile lui Harman. La revedere!